Veste îmbucurătoare dinspre sistemul de învățământ din județul Hunedoara. Mai exact, în această săptămână nicio școală nu va funcționa online din cauza cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. În mod cert, din cele 252 de unități de învățământ din județul Hunedoara, doar în 9 se mai fac ore online și aceasta din cauza unor chestiuni legate de infrastructură. În plus, orele față-înfață sunt binevenite în condițiile în care anul școlar actual se apropie de finele primului semestru, iar în această perioadă se desfășoară mai multe activități școlare importante, inclusiv susținerea tezelor. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara a dat publicității rata incidenței infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul județului, în raport de care, sigur, hotărâm scenariile în săptămâna 13-17 decembrie. Îmbucurător este faptul că lucrurile merg în direcția bună, în sensul că în baza acestei incidențe, noi suntem în postura de a desfășura activitatea față în față în 243 de unități de învățământ și doar în 9 unități este activitatea online, urmare a unor probleme legate de infrastructură, mă rog, de lucrări de reabilitare. Ne bucurăm pentru treaba asta pentru că suntem într-o perioadă efervescentă, să zic așa, spre final de semestru, în care activitățile de evaluare și activitatea propriu-zisă în fiecare școală se îndreaptă spre evaluare, spre concluzionarea și concretizarea întregii activități de-a lungul unui semestru. Profesorul Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, a menționat că școlile în care se mai fac cursuri online sunt din municipiul Deva, unde mai sunt ceva probleme cu termoficarea și în câteva unități de învățământ din zonele rurale, care sunt în proces de reabilitare. Este vorba de câteva școli din Deva, unde știm că încă sunt probleme legate de agentul termic, deși o parte dintre ele și-au rezolvat problema. O școală pe la Luncoiu, deci sunt efectiv lucrări de reabilitare și acolo, sigur, s-au luat această măsură a activității online, însă sunt foarte puține în comparație cu activitatea pe care am desfășurat-o în ultimul an, adică preponderența față în față online s-a schimbat radical. Este de așteptat ca situația să se schimbe în bine, chiar de mâine, în condițiile în care la unele unități de învățământ din municipiul Deva s-a reușit montarea de centrale termice. Acest lucru permite ca, odată cu asigurarea căldurii în sălile de clasă, cursurile să se poată desfășura din nou în sistemul clasic față-înfață.